Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi vin cu alte informații și dacă nu pot ca să public informația în grupurile din Facebook, v-aș ruga ca să mai dați câte un ochi pe pagina mea de YouTube. Eu cred că o să vă placă informațiile pe care vi le pun la dispoziție. După informația pe care am făcut-o de la baza militară Mihai Cogălnicianu, astăzi am să vă vorbesc despre o altă fostă republică sovietică socialistă din Pribaltica, Lituania. Germania planifică ca să construiască un centru conform un centru militar, evident, conform tratatului bilateral. În acest centru vor găzdui cam aproape vreo 5.000 de militari germani și vreo 200 de angajați. Iar rușii se plâng și ei spun că Germania escaladează situația. Eu n-am înțeles. De ce te plângi dacă tu te consideri că ești a doua armată din lume? Eu vorbesc de ruși. Așa? Lituania e deja de câțiva ani membru a Uniunii Europene și a organizației NATO. Și ea are tot dreptul ca să primească, să construiască baze militare NATO pe teritoriul ei, să angajeze militari din alte țări europene, chiar și din Franța, Portugalia, n-are importanță. Rușilor, de ce voi vă plângeți? N-ar trebui să vă plângeți. E totul bine. Voi vă faceți serviciul vostru, Lituania se face serviciul ei. În Lituania mai este un centru, mai este un sat, o localitate, mai bine zis. O localitate care se numește Ruka și care și ea, acolo, în acea localitate, se află un centru pentru reparația tancurilor Leopard 2 pe care țările occidentale le-a livrat, eu îmi cer scuze, un pic e gălăgie, dar nu pot să stau cu geamurile închise fiindcă e foarte cald, pe care țările occidentale le-a livrat Ucrainei. Iar rușii, ei vin, unde Iosif Piscov a venit cu o reacție și se plânge că de ce, că nu trebuie. Dar știți destul de bine că Lituania se află la frontieră cu Belarus, care e un aliat al Federației Ruse, al lui Putin, și se află la frontieră cu Polonia, ba chiar și are și frontieră și cu Federația Rusă. De aceea Lituania, ca stat membru NATO și UE, are tot dreptul să facă ceea ce ea decide.
Aceasta a fost o informație. O altă informație e că mai mult de 120-130 de persoane de moldoveni au îndrăznit să treacă frontiera României ca să ducă să protesteze la București, la care a avut loc o adunare a membrilor Partidului Popular European, din care face parte și Maia Sandu. Iar aceștia, fiind plătiți de către șor, și-au luat curajul și ei au crezut că se află undeva în Comrat sau într-un sat din apropierea Comratului și să se ducă să protesteze. Însă s-au ales cu totul cu altceva. S-au ales cu un deport de partea României, mai bine zis nu deport, dar cu o interdicție din partea României, care ei deja nu se mai știe când vor mai trece frontiera în Europa. Poate undeva va trece frontiera în Siberia, dar în Europa nici într-un caz. Aceasta a fost o altă informație. Și a treia informație pe care eu o consider că, mă rog, nu e un pic tot mai importantă, a murit soția ambasadorului Federației Ruse la București, a lui Cuzmin. A murit chiar în incinta ambasadei, acolo unde locuiau ei. Ea nu a fost transferată la spital până a se simți rău, și Cuzmin e cam se află în doliu. Eu aș zice altceva. Cuzmin, Șoșoacă a divorțat de Silvestru, ea este liberă. După informațiile pe care le spun masele de informație, ea are pe altcineva, dar oricum nu prea se află în relație atât de bune. Așa că, Șoșoacă, e la dispoziția a ta. Poți să o primești în orice moment. Căci voi, rușii, ați creat pe teritoriul României așa o mașină blendată, cum e Șoșoacă, și eu nu știu ce obuze trebuiește ca Occidentul să inventeze pentru a fi lichidat. Dar eu cred că nu e cuvântul potrivit, lichidată. Pentru a fi înlăturată, așa, un pic mai la o parte, ca Șoșoacă să știe locul ei în societate. Eu înțeleg că tu o prețuiești foarte mult pe Șoșoacă, ba chiar ai primit-o nu numai pe dânsă, dar l-ai primit chiar și pe Mihalcea, care el spunea că moi dedușca начал воевать сначала на одну сторону,
a potom перешел на другую. Și fac traducerea, căci bunelul Mihalcea a început să lupte în cel de-al doilea război mondial de partea Germaniei, apoi a luptat de partea Uniunii Sovietice. Dar nu trebuie să uiți nici tu, Mihalcea, nici tu, Șoșoacă, și toți voi cei care îl simpatizați așa de tare pe Putin, căci pe paginile voastre de Facebook e numai morda lui Putin. Voi nu trebuie să uitați căci militarii români care au luptat la Stalingrad contra Germaniei, rușii îi numeau țiganii lui Antonescu. Voi nu uitați de lucrul ăsta. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor. Dați dovadă de patriotism. Să înlăturăm mașina blendată și o șoacă de la putere și pe toți ceilalți care vin. Fiindcă Sergiu Mihalcea vine, vrea să ocupe un post din partea Partidului Aur. Dar el și-a creat propriul lui partid, care el a înțeles că nu va mai avea șanse să mai ocupe vreun post undeva. Căci și Mihalcea, el tot e un susținător al Federației Ruse. Atât am vrut să vă spun la ziua de azi. O zi bună, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi. Și iertați-mă că am făcut cu geamurile deschise și s-a auzit un pic, s-a simțit un pic de gălăgie pe care le-a făcut transportul. Sănătate!